Scandalul uriaș izbucnit la serviciul de ambulanță din Corabia continuă cu dezvăluiri scandaloase. Nu-i pot da eu zile de la mine. Este replica șocantă a unui șofer atunci când o asistentă i-ar fi cerut să se grăbească la un pacient pe care trebuia să-l salveze. Declarația tulburătoare apare în dosarul în care 13 din cei 18 conducători auto de pe salvare sunt acuzați că furau din motorina destinată autospecialelor, iar ca să-și ascundă faptele, nu alergau la urgențe. În paralel, procurorii verifică dacă 8 oameni au murit tocmai din această cauză. Culmea este că suspecții au cerut astăzi permisiunea judecătorilor să se întoarcă la serviciu. Sunteți acuzați că ați fi furat motorină. Ce este adevărat? Ce aveți să spuneți în apărarea dumneavoastră? Ați furat sau nu motorină? Nu. Ați pus viața oamenilor în pericol? Niciodată. Ați pus viața în pericol oamenilor ca să luați motorină? Am salvat oameni de 15 ani. Cei 13 șoferi de la serviciul de ambulanță din Corabia, acuzați că au furat din motorina destinată mașinilor de intervenție, s-au prezentat siguri pe ei în fața judecătorilor și au contestat măsura controlului judiciar care le interzice, printre altele, să se întoarcă la serviciu. În timp ce suspecții au susținut că acuzațiile care li se aduc nu sunt adevărate, procurorii au venit cu alte probe care îi incriminează. Noi imagini surprinse de camerele de supraveghere îi arată pe șoferi într-o stație de carburant, de unde, spun anchetatorii, au sustras cantități mari de motorină. Într-una dintre secvențe, furtunul de la pompă se mișcă nefiresc în timpul alimentării, iar acesta este momentul, potrivit autorităților, când șoferul umple o canistră. Surse din anchetă afirmă că în timpul mai multor controle de rutină făcute de polițiști, astfel de recipiente au fost găsite în salvările șoferilor. Avocații suspecților au încercat însă să conteste probele. Sunt niște dovezi din care rezultă că la un moment dat au fost obligați să achite niște bani pentru că s-ar fi constatat la momentul respectiv că au consumat mai mult carburant decât li s-a dat potrivit acelor bonuri pe care le primesc lună de lună. Ca atare, din acuzația că au furat, acum putem să constatăm că au plătit pentru acel carburant la momentul respectiv. Ancheta care îi vizează pe șoferi a început în vară, dar furturile de motorină ar fi vechi de 3 ani. La un moment dat, suspecții și-ar fi dat seama că polițiștii și procurorii sunt pe urmele lor, iar ca să își acopere faptele, au început să transporte în salvări canistre pline cu apă. În plus, ar fi început să se grăbească la cazuri. Înainte însă, pentru ca furturile de motorină să nu fie depistate, mergeau încet, așa cum se observă din datele strânse de sistemul GPS al ambulanțelor. Ei, dacă au întârziat 2-3 minute, vom cere să vedem dacă aceste GPS-uri sunt omologate. Vom cere o confruntare acum între acele rapoarte GPS cu consemnările din foile de parcurs și registrul special al asistentului, listing-ul de la 112. Procurorii susțin că este posibil ca actul medical să fie avut de suferit, iar moartea a 8 persoane este acum investigată. Este începută urmărirea penală în cauză in rem în ce privește infracțiunea de ucidere din culpă. Dacă va rezulta o legătură de cauzalitate între infracțiunea de ucidere din culpă și activitatea infracțională a inculpaților din această cauză, să fie continuate cercetările față de ei pentru această infracțiune. Pentru că dosarul în care sunt cercetați șoferii are câteva sute de pagini, magistrații au anunțat că vor lua o decizie în ceea ce privește cererea de ridicare a măsurii controlului judiciar abia luni. Până se va lămuri situația, la serviciul de ambulanță din Corabia au fost chemați șoferi din alte localități, iar 13 posturi au fost scoase la concurs.